CSM Medeaș și-a aflat adversarul din turul 2 al Cupei României. Luni a avut loc la sediul Federației Române de Basket tragerea la sorți pentru această fază a competiției. Basketbaliștii pregătiți de Mihai Popa și Dan Popa vor întâlni Dinamo Știința București. Primul meci se va disputa în sala sporturilor din Mediaș pe 27 noiembrie. Manșa retur este programată în data de 4 decembrie la București. În campionat, CSM Medeaș a învins la sfârșitul săptămânii trecute CSM Sighetu Marmației cu 98-73 într-o partidă, contând pentru etapa cu numărul 2 a Ligii Naționale de Basket. În etapa următoare, medieșenii vor întâlni în deplasare CSO Voluntari. Partida este programată sâmbătă de la ora 18:30.